Bursa Generală a Locurilor de Muncă se desfășoară în 75 de localități din țară la nivelul agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă în perioade diferite. În județul Hunedoara, acțiunea a avut loc astăzi, 12 mai, în trei localități, respectiv Deva, Orăștie și Petroșani, acoperind astfel trei zone importante ale județului. Evenimentul s-a desfășurat la Deva, Orăștie și Petroșani și s-a adresat tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă sau celor care doresc să se reorienteze profesional spre ocupații cu posibilității de menținere a raportului de muncă pe termen mediu și lung. Hunedorenii au avut de unde alege, cei aproape 70 de agenți economici participanți oferind peste 500 de locuri de muncă vacante. 16 dintre hunedoreni au avut șansa să fie angajați pe loc. Bursa locurilor de muncă astăzi a fost organizată la nivel național, AJFM Hunedoara, organizând în trei locații, la Deva, la sediul Inspectoratului Școlar, la Orăștie, în sediul Agenției Locale Orăștie și la Petroșani, la sediul Agenției Locale din Petroșani. În total, am avut 68 de agenți economici care au participat la această bursă, oferind o paletă de 519 locuri de muncă vacante, dintre care 27 pe meserii de studii superioare. La finalul evenimentului am avut 520 de persoane participante în total pe cele trei evenimente și au fost selectate un număr de 99 de persoane în vederea susținerii unei probe de lucru pentru sau un interviu pe perioada următoare, iar 16 persoane au fost încadrate pe loc. Obiectivul principal al burselor de acest gen îl constituie creșterea gradului de ocupare a forței de muncă prin corelarea cererii cu oferta de locuri de muncă disponibile persoanelor interesate, creându-li se astfel posibilitatea de a obține informațiile necesare direct de la angajator.